Fostul ministru al agriculturii, Petre Daia, a fost prezent joi 12 noiembrie la Călăraș. Acesta a vizitat piețele din municipiul Reședința de Județ și a stat de vorbă cu producătorii. În cadrul emisiunii Punct la Călăraș din data de 13 noiembrie 2020, vă prezentăm pe larg discuțiile purtate la întâlnirea cu reprezentanții presei locale, unde Petre Daia a vorbit și despre sistemul de irigații. Conform informațiilor furnizate de fostul ministru, județul Călăraș are posibilitatea să devină al treilea județ din țară care ar putea finaliza lucrările la sistemul de irigații. Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă. Astăzi e o conferință de presă specială. Am invitat la Călăraș un ministru al agriculturii sau, aș spune, din poziția de fermier pe care o am în județul Călăraș, cel mai bun ministru al agriculturii după Revoluție până astăzi, care este prezent la Călăraș. Și nu este întâmplător prezent la Călăraș, este la Călăraș într-o situație în care nu numai județul Călăraș este într-o mare suferință, și țara românească e într-o mare suferință. Sunt peste 10 milioane de oameni și de fermieri producători pe lanțul alimentar care suferă astăzi și de aceea, pentru a vorbi o voce autorizată, aceasta nu este decât ministru Petre Daia. Domnule ministru, cum susținem acești oameni care au trudit un an de zile și s-au trezit acum scoși din piețe și puși într-o situație cum n-a mai fost până acum România pus? Dumneavoastră, ca voce autorizată, ca ministru al agriculturii, ce puteți să faceți, ce putem să facem împreună ca să putem să reușim să ieșim din această situație? Domnule ministru Petre Daia, aveți cuvântul. Precurându-i, îngăduiți-mi să dau salutul de respect călărășenilor. Oamenii aceștia foarte valoroși din sudul țării, unde a căror preocupare principală este agricultura. Și îi știu bine, am fost alături de dumnealor tot timpul și am dorit să fiu și astăzi în momentele grele pentru țară. Vreau să-i felicit pe primarii, pe aleși locali, indiferent de culoare, indiferent de partid, pentru că ei au o misiune grea de îndeplinit. Au o misiune de a administra țara pe o perioadă lungă de timp. 4 ani, pe o perioadă lungă, cu probleme multe, cu încercări diferite. Vreau să-l felicit pe președintele Consiliului Județean. Un fermier destrăinic, un om valoros, un fost președinte și un actual președinte. Mă bucur că alegătorii i-au dat încă o dată încrederea cuvenită, știind ce au făcut și sperând ceea ce va face. Vreau să-l felicit pe primarul Călăraș. Un om destoinic, un om valoros, un om care s-a dedicat activității concrete. Le urez succes. Și în același timp îi rog, ca om mai în vârstă, să nu uite ce au promis și să facă ceea ce trebuie pentru călărășeni. Este misiunea noastră a tuturor, indiferent unde ne aflăm, să facem ce trebuie pentru țară. În acest demers de a face ce trebuie pentru țară, sunt aici, la Călăraș, și iată că astăzi, într-un moment dificil, extrem de delicat, în care dialogul nu poate fi purtat direct, apelăm la mass media, această verigă extrem de importantă și acest instrument formidabil al țării, în mâna unor oameni inimoși care caută în fiecare zi informația și ține cald interesul țării, operând cu imagini și cu vorbe. Vreau să-i felicit și să le mulțumesc pentru demersul lor. Am avut parte de sprijinul mass mediei în România. Am avut parte de modul corect cu care au operat în relația instituție Ministerul Agriculturii, Populație și Fermieri. Vă mulțumesc și mă bucur că vă revăd o parte dintre dumneavoastră aici la Călăraș și prin dumneavoastră pe cei care ne ascultă, ne văd, dar care se simt aproape de problemele țării și de suferințele oamenilor. Spunând că este o suferință pe care o simțim, am spus-o dintotdeauna, o repet cu obstinație,
O fac un interes legitim pentru țară, spunând așa, alături de medici și medicamente, fermierii și hrana asigură scutul apărării noastre împotriva dușmanilor nevăzuți. Nici boală, nici foame nu se văd, dar din nefericire se simt. Astăzi avem parte de această molimă grea pentru țară. Căutăm soluții, introducem instituții în joc, accelerăm măsurile, căutăm drumul spre bine. Din nefericire nu l-am găsit. Nu l-am găsit nici aici și nici în altă parte. Planeta este zguduită de această molimă care caută victime. Uneori îi ajutăm și noi. Și spun că îi ajutăm și noi prin măsurile pe care le luăm. Din nefericire. Și una dintre măsurile care aduc atingere conștiinței mele profesionale și simțului meu de om, a fiului de agricultor, a fiului de țăran, care știe ce înseamnă munca câmpului și care cunoaște bine strădania oamenilor, pe care astăzi îi vedem la sfârșit de drum, când ei trebuie să-și împlinească munca prin valorificarea produselor. Și măsura care a fost luată din nefericire de guvernanți, am spus-o public de mai multe ori. O repet și aici, cu gândul că va ajunge la urechile celor care astăzi diriguie treburile țării. O măsură nepotrivită, cu influențe negative, care nu se justifică nici din punct de vedere sanitar uman. Și de ce? Pentru că în analiza mea ca om, în dorința mea de a găsi explicații, mi-am pus întrebarea ce pericol formidabil există în piețe? Ce măsuri ar trebui făcute, luate pentru ca lucrurile să fie într-o direcție bună. Și m-a preocupat această problemă. Pe data de 24 martie anul acesta, am spus public pe pagina mea de Facebook care sunt măsurile ce pot fi luate pentru aprovizionarea populației. Am dorit să fiu în serviciul țării. La îndemâna fiecăruia, cu dorința de a învinge momentele grele prin care trecem. Mai mult decât atât, cu un an de zile în urmă, pe data de 9 octombrie, de Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, am socotit necesar să adun la un loc, sub cupola impresionantei construcții Romexpo, peste 11.000 de lucrători din agricultură, industrie alimentară și să ne prezentăm noi cu noi, spunând public ce trebuie să mai facem în continuare ca să fie bine în țară. Am prezentat atunci acolo un concept îmbunătățit privind comercializarea produselor agroalimentare. Pentru că e bine de știut, e bine de urmat. Și vă îndemn pe dumneavoastră, cei care sunteți astăzi în poziția aceasta de a candida în Parlamentul României, să nu zăboviți niciun moment și să vă gândiți la rostul dumneavoastră și la treburile țării. Iar o problemă extrem de importantă este aceea de a ne face rețeaua comercială a României. Fără o rețea proprie comercială a țării, nu putem să le dăm satisfacție nici fermierilor, nici consumatorilor, îi punem în situația de a-și căuta singuri soluții în condiții în care statul are un instrument și trebuie să aibă instrumente de fiecare dată la îndemână pentru a regla derapajele în condițiile în care apar. Iată de pildă au apărut. Și au apărut peste tot în țară și în toate domeniile. Eu nu vreau să mă calez în această discuție decât în domeniul pe care îl știu bine și pentru care trăiesc ca om și pentru care m-am format ca specialist și pentru care nu voi uita
și nu voi zăbovi un moment, niciun moment să-l observesc acest interes formidabil în domeniul agriculturii, a asigurării hranei populației. Și de aceea, astăzi aici, în Călăraș, am venit cu gândurile împărțite în trei direcții. Prima direcție este aceea să fiu lângă oamenii care candidează acum. Să le dau acest suflu de încredere și în același timp de respect pentru Parlamentul României. Pentru că știu ce înseamnă a fi parlamentar. Am fost 3 mandate. Știu ce rost are Parlamentul și ce implicare poate avea și trebuie să aibă ca instituție fundamentală a statului. Și să-i rog pe candidații de astăzi să primească acest îndemn de la un om care are experiența domeniului și are și vârsta care îi permite, din punct de vedere moral, să se uite la cei care astăzi pornesc pe acest drum de validare politică și să așează în scaunul, mai târziu, în scaunul de parlamentar, să nu uite ce promit și să facă ceea ce au promis. Iar în agricultură sunt multe lucruri de făcut. Și mă bucur aici că există și un agricultor, un om care a lucrat în APIN, un specialist în domeniu, cum de alminte, toți ceilalți sunt specialiști în domeniile dumneavoastră. Și să fiu alături de ei astăzi, spunându-le aceste lucruri, și să fiu tot timpul alături de ei, în condițiile în care electoratul le va da mandatul de a fi reprezentantul lor. Experiența, spuneam, și dragostea de a fi român și tot timpul în rândul lor mă îndeamnă și astăzi să le spun că sunt parlamentari toată perioada. De la momentul în care depus jurământul, că atunci se validează mandatul și până când se încheie mandatul. Și fluctuația muncii n-are ce căuta, ci continuitatea ei și seriozitatea abordării. Astăzi, din nefericire, sunt multe lucruri de reglat aici. Nu sunt eu cel care se exprim, sau nu sunt numai eu cel care exprim aceste gânduri de îngrijorare vis-a-vis de calmul care trebuie să ne cuprinde și dorința de a construi în România. Iar Parlamentul are acest mare rol de a construi prin lege. Așa am construit și vreau să le mulțumesc parlamentarilor care au avut mandat și au continuitate acum. Pentru sprijinul pe care l-am primit ca ministru. Eu n-am candidat din 2016, dar am primit misiunea să conduc agricultura țării românești. Și am avut și nevoie, în același timp am avut și sprijin. Am avut nevoie de Parlament și am avut sprijinul lui pentru a fundamenta politici agricole care să aibă trăinicie și să aibă continuitate. Așa se face că legea irigației, un important obiectiv esențial și spun atât de necesar încât nu trebuie să uităm, iar eu astăzi o să mă duc, să văd pe acest timp frumos dacă se lucrează la obiectivele de investiții în Călăraș. Pentru că aici n-ai voie să lași nici o clipă liberă de preocupare umană și de activitatea, pur și simplu. Și cu ajutorul Parlamentului am reușit să facem o lege care să dea continuitate indiferent ce guvern vine pentru a administra țara. Și vreau să le mulțumesc pentru acest sprijin formidabil și acest
această voință politică pusă în slujba țării, în agricultura României. De asemenea, tot în acest Parlament am beneficiat de sprijinul realizării celui mai important pachet legislativ pe care l-a avut România vreodată în domeniul muntelui. Deși dumneavoastră nu sunteți în această zonă, însă țara are în jur de 5 de milioane locuitori, nu? Are 34% din UAT-uri în zonele montane. Are peste 1.500.000 de hectare care nu pot fi introduse în exploatații mari, ci trebuie lucrate frământat așa cum este relief și acolo multe greutăți, multe nevoi. Acolo se află peste cele 4,8 milioane de hectare de pajiști, cât Olanda, Belgia și Austria la un loc. O rezervă formidabilă care poate fi folosită, valorificată de două specii. Oaia și tineretul l-a îngrășat până la o anumită altitudine. De aceea am făcut din acea specie simbolul preocupării noastre pentru acest domeniu formidabil în care omul cu preocupările lui a ținut în mână necazurile muntelui și din nefericire și astăzi le ține fără prea mult ajutor. Întrucât acest pachet de legi care a însemnat 7 legi în România astăzi, din nefericire, cu regret spun, nu este pus în practică. Și am abandonat programe, am abandonat idei, am abandonat obiective. N-am înțeles și nu voi înțelege și mă exprim de fiecare dată că nu înțeleg orgoliile și nu mă interesează paternitatea ideilor, ci șansa lor de izbândă. Să luptați pentru aceste idei și pe aceste obiective, stimați viitor parlamentar și actual parlamentar. Să faceți din aceste obiective preocupări zilnice și decizii importante pentru țară. Și vreau să spun astăzi tot aici că în Călăraș trebuie să fie al treilea județ care să încheie reabilitarea sistemului de irigație. Spun că al treilea pentru că în poziția 1 se află Brăila, care este primul județ în România care este în pragul finalizării întregii suprafețe reabilitate din sistemul inițial de irigații de 327.000 de hectare. Al doilea este Oltu și al treilea să fie Călărașul. Pentru că aici este zona în sudul țării, zona cea mai afectată și cea mai mult din nefericire izolată de obiectivele statale de-a lungul vremii. Aici este baza producției cerealieri în sudul țării. Aici își păstrează România locul 5 în ierarhia exportului de grâu. Aici și în parte de sud a țării și peste tot își păstrează România locul 6 în ierarhia exportului de porumb în lume. Un loc extrem de important la care am ajuns în urma muncii generațiilor anterioare și în astărunițe actuale și care trebuie să perpetueze. România a ajuns ca urmare a măsurilor luate în guvernul PSD și rețin în guvernul PSD pentru irigații, pentru că vreau să depun mărturie și o fac cu proba faptelor. În două perioade România și-a reabilitat sistemul de irigații. În perioada Adrian Năstase, 2000-2004, știu, eram secretar de stat și apoi ministru, când am reabilitat 1.500.000 de hectare. Și în perioada 2017, 2018 și 2019 și din nefericire anul acesta s-a stopat,
când tot guvernul al Partidului Social Democrat a condus țara, acestea nu pot fi ascunse sub brazda luptei politice și uneori a lipsei de respect pentru munca trecută și pentru dragostea de glie. Astea nu pot fi ascunse. Indiferent unde și în ce loc te afli, găsești rodul acestei munci în sistemul de irigații, care a făcut posibil ca România să fie pe primul loc la cultura grâului, la floarea soarelui, fiind în fața cu Franței, nu ușor de digerat o asemenea poziție pentru alții, pentru că știm foarte bine, existența presupune concurență. Iar concurența este destul de grea și uneori greu de digerat. Știu aceste lucruri pentru că am fost în miezul problemei, iar ca președinte al Consiliului de Ministri pe perioada președinției, cunosc bine poziția țărilor și cunosc bine și aprecierea conducerii Comisiei Europene, unde am avut trei prieteni ai țării. Pe Phil Hogan, pe Vitenis Andriukaitis și pentru piscicultură un om deosebit care ne-a dat un real sprijin pentru a putea ieși din momentele grele, pentru că le-am avut tot timpul și le avem. Vă spun aceste lucruri astăzi în fața dumneavoastră aici la Cărălași, pentru a depune, pe de o parte, mărturia faptelor și a dorinței de a fi bine și, pe de altă parte, dorința de a face corp comun cu dumneavoastră, cu mass media, care acum ne-ați dat posibilitatea și ați dat posibilitatea să poată fi condusă țara. Și o spun cu temei acest lucru. Ați dat posibilitatea să conduceți țara în condițiile în care n-am putut, datorită pandemiei, care n-am putut să ne apropiem de unul. Spuneam celui treilea Carmelo Vela, celui de-al treilea comisar, când ne-am întâlnit aici și la Bruxelles, că România este inegalabilă în lume, cu rețeaua hidrografică pe care o are, cu posibilitățile de dezvoltare pe care le are. Din nefericire, sunt puține dintre acestea valorificate. Și pentru prima dată vreau să o dau la Călăraș aici, ca să se știe ce înseamnă irigațiile în România. Din rezerva, din cantitatea de apă care trece pe teritoriul României, noi nu folosim nici 1% din ea. În condițiile în care, în lume, pentru agricultură se folosește peste 70% din apa dulce. Iar România are o rețea hidrografică formidabilă, are un fluviu care lângăie 1100 de kilometri, care ne întoarce spatele când se neacă în mare, devenind impropriu pentru a fi dusă planta la apă, apa la plante când ajunge în mare. Aceste lucruri au astăzi cea mai mare așteptare. Și să aștept astăzi din partea președintelui țării acea decizie pe care a luat-o Parlamentul și vreau să vă felicit de a introduce acel amendament în lege pentru a se redeschide piețele
Este inadmisibil să deschizi vot, drumul spre vot și să închizi drumul spre Verana. Este dureros pentru cel ce vă vorbește. Și o fac la vârsta în care am înțeles tot ce putea să înțeleagă, un om cu capul pe umeri, să ne dorim să avem parte de succes, de liniște în țară și cât mai repede să ne putem întoarce la tribul de zile pentru a construi în România ce avem de construit pentru noi și pentru generațiile următoare. Să avem parte de un drum lin, frumos și cu succes. Vă mulțumesc!